este o plăcere să văd organizații britanici precum Fara, care lucrează aici în România. Cred că acum 25 de ani, Jane Nicholson, o asistentă medical britanic, a văzut persoane cu nevoile aici în România. Copii fără părinți, fără o îngrijorare adecvată, și a vrut să ajut și a ajutat. Sunt bucuros că 85% din fonduri pentru Fara vine din Marea Britanie, din cetățeni britanici care vrea să ajut pe copii cu nevoile aici în România. Urez un succes în continuare pentru Fara și 25 de ani invitor cu atât de mult succes decât în trecut.